Primăria Municipiului Călăraș a organizat conferința de încheiere a proiectului Integritate prin proceduri, instruire și prevenire, implementat prin programul operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Obiectivul general al proiectului este cel al consolidării integrității la nivelul Primăriei Municipiului Călăraș și al serviciilor publice locale, rezultatele concretizându-se în 11 proceduri operaționale elaborate pe măsuri de prevenire a corupției, un ghid al procedurilor operaționale, un sondaj de opinie în rândul personalului propriu și al aleșilor locali, 6 sesiuni de instruire, 90 de persoane instruite, funcționari publici, personal contractual și aleși locali în ceea ce privește prevenirea corupției. Acest proiect a fost premiat de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici în luna octombrie în cadrul celei de-al 12-a ediții a Conferinței Internaționale Inovație și Calitate în Sectorul Public cu premiul 3 pe pilonul Etică, partea culturii organizaționale. Proiectul, după cum știți, este în jur de 260, a avut o finanțare aproximativ de 260.000 de euro, iar primăria a cofinanțat 2% din el, 54.000 de euro. Proiectul a fost apreciat și de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, fiind premiată cu premiul 3 în concursul care a fost făcut pe proiecte de etică și mai mult, în controlul care l-am avut săptămâna, controlul, monitorizarea, care am avut-o săptămâna trecută de la Ministerul Dezvoltării, Ministerul Justiției și alte ministere care au fost, colegii au prezentat ceea ce s-a întâmplat cu etică și a fost apreciat pozitiv, fiind printre primele proiecte care se adresează și serviciilor publice ale primăriei, nu numai aparatelor primăriei. Perioada de implementare se va finaliza în data 28 noiembrie, mai exact, anul acesta. Am ținut neapărat să participe pe lângă colegii din presa locală. Avem și invitați de la alte instituții publice și colegii noștri, dragii noștri colegi din primărie și din servicii, care au răspuns prompt și ne-au ajutat în toate încercările, aș putea să spun, la care a fost supus proiectul. Și anume prezența la cursuri. Bine ați venit, doamna director. Ne bucurăm că ați onorat invitația noastră. Prezența la cursuri, disponibilitatea tuturor colegilor de a participa activ la cursurile desfășurate. Au fost 6 sesiuni de instruire care s-au desfășurat în cadrul acestui proiect și 90 de persoane instruite, funcționari publici și contractuali din primărie și serviciile publice.